Încă din 1960, pentru Ziua Internațională a Bărbatului, s-a căutat o dată și 23 februarie a fost cea propusă în acest sens, ca un echivalent al zilei de 8 martie, care este Ziua Internațională a Femeii. S-a mai propus și unele popoare chiar sărbătoresc Ziua Internațională a Bărbatului pe 12 martie din 1999 încoace. Un doctor, Jerome Tiloxin, a reușit să convingă reprezentanții a 10 de țări din lume că 19 noiembrie este data cea mai nimerită pentru sărbătorirea zilei bărbatului. Printre girgiuveni, cum era și firesc, nu am găsit bărbați care să cunoască exact când îi sărbătoresc această zi, iar concitadinii noștri nu și-au amintit nici de ziua de 5 mai, propusă ca zi a bărbatului liberă, ce a primit avizul Consiliului Legislativ în 2008. Nu le puteți spune când este ziua bărbatului? Nu știu. Nu sunt sigur, dar e vorba cu paharele astea. Nu. Vă gândiți la 9 martie. Nu, ziua internațională a bărbatului este chiar astăzi, de 19 mai. Am știut. Știam că pe 5 mai s-ar putea să fie modificată. Ziua Internațională a Bărbatului se sărbătorește în 60 de țări din lume pe 19 noiembrie și printre obiectivele de bază ale mișcării se amintesc concentrarea asupra sănătății bărbaților, a stării emoționale a acestora, promovarea modelelor masculine pozitive, îmbunătățirea relațiilor dintre sexe și promovarea egalității între acestea, crearea unei lumi mai bune și mai sigure în care oamenii se pot dezvolta la potențial maxim. Până la urmă, totul poate fi bine dacă măcar românul își alege până la urmă data la care sărbătorește Ziua Internațională a Bărbatului.